Sau și bivan și un episod din Brawl Stars. Iată în joculețul ăsta și astăzi am ceva extrem de special pentru voi, pentru că uitați-vă, oameni buni, ce s-a lansat pe shop. O modalitate prin care nu poți să mori cu acest caracter, adică îți dă o viață în plus dacă e să mori. Habar n-am cum o să fie, dar hai să vedem dacă reușim să strângem peste 3000 de like-uri în primele minute, acum rapid, rapid de tot. Vă promit că voi cumpăra acest nou Star Power dacă nu ne pică din boxuri, ok? Și de asemenea voi cumpăra practic toate ofertele și toate nebuniile. Așa că hai să-i dăm drumul și să vedem care-i trebușoara. În primul rând am să mă uit eu la eventurile astea. Cred că o să ne jucăm destul de mult solo showdown, dar na, rămâne de văzut. Și ne băgăm la deschis boxuri, pentru că vreau să le deschid pe toate. Astea le-am strâns puțin tel așa când a fost eventul în weekend și am zis, bă, poate e să pice vreun Star Power din ele, însă le deschid rapid, pentru că mai mult decât atâta n-are ce să-mi pice. Mai pică niște gemuri, mă bucur, pentru că, na, de ce nu până la urmă? Și ia să vedem noi dacă reușim să facem rost de un nou Star Power de aici. Dacă nu, o să mai deschidem și Big Box-uri și Mega Box-uri în episodul de astăzi. O să avem un episod destul de tare, așa că, nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri în total la acest episod. Și dacă reușim, vă promit eu că în momentul în care se bagă skin-ul nou pe Leon, în prima zi îl vom cumpăra și vă voi arăta exact care-i treaba cu el. Și de asemenea și am înțeles că trebuie să fie un event nou acum în septembrie, ci că early september au zis. Și când o să fie eventul ăla o să cumpărăm tot ce se află în eventul respectiv, dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod, da? Bă, până acum gemuri văd că mi-au picat, nu am noroc la un Star Power din păcate. Bine, am să mă uit imediat să văd ce Star Power-uri mai am eu posibilitatea să-mi pice, dar da, din păcate momentan nici măcar un Star Power. Gemuri îmi pică destul de des din ce văd, ceea ce mă bucură. Însă Star Power din box nu prea vă să pice. Ha, mă frate, hai cu Star Power-ul ăla. Hai cu Star Power-ul ăla. O să deschid și niște Mega Box-uri în episodul de azi, vedem, poate avem noroc din Mega Box-uri mai mare, dar am înțeles de la voi că ar fi aceeași șansă și la box-urile astea și la Mega Box-uri. În schimb, din păcate la aceste box-uri nu am avut această ocazie, așa că hai să mergem, hai să vedem. Deci o să luăm așa. În primul rând luăm token double-ul care e free. Luăm Mega Box-ul care e 60 de gemuri. Având în vedere că 60 de gemuri, de ce nu? Ia să vedem, bonuses remaining. Bă, mi-a dat bonusuri mai multe. Token doubler-ul ăsta mi-a plăcut, ok, ok. Acum avem de ales. Voi lua extra life-ul cu gemuri sau voi lua extra life-ul cu bănuți. Având în vedere că avem 78.000 de bănuți, eu să luăm cu bănuți. Hai să vedem. Ia să citesc mai întâi. Deci când 8-bit este omorât pentru prima dată într-o rundă, el revine la viață, oameni buni. Deci mai omoară-l pe ăsta. Asta cred că e cel mai OP Star Power pe care l-am văzut vreodată. Bine, rămâne de văzut, o să-l testăm. O să încerc să mor într-un match doar ca să văd ce se întâmplă. Ok, asta o să fie destul de interesant. Bun, hai să deschidem încă două Mega Box-uri pentru voi special în episodul de azi. Mai avem aici bonuses remaining, din păcate n-a fost să fie. Mai deschidem încă un Mega Box, așa, fain frumos. Și păi să vedem. Items remaining, 2 Star Power-uri în episodul de azi. Automatic reload, tick reload time is... deci încarcă mai rapid, destul de interesant și ăsta. Deși cu tick o să ne jucăm astăzi, ca să fie clar. Și mai deschidem cu Mega Box, mă frate, așa special pentru voi, ia să vedem. Bonus remaining. Bă, totuși mă bucur că mi-a picat azi, a picat din Mega Box. Voi mai deschide aici așa. Ia să mai deschidem încă 3 și voi mai deschide Big Box-uri pe parcursul episodului. Așa că fiți pe fază și vreau să fiți atenți, să fiți atenți câte chesturi am deschis în total în episod. De asta îmi scrie și mie, că uneori deschid prea multe și nu-mi dau seama. Hai să luăm și oferta asta de 25 de roni, dacă e disponibilă pentru noi, 100 de gemuri, fain frumos. Acum, foarte mulți dintre voi mi-ați spus că ar trebui să strâng punctele astea, să le strâng pentru un skin de 10.000. Dar eu știu, mă frate, să strâng pentru 10.000 sau să iau de 2.000? Pentru că 10.000 durează destul de mult, dar uite ce mișto skin-urile, adică skin-urile super, super mișto, mai ales ăsta, ia uite cât de șmecher poate să arate. Dar durează mult, frate, să strângi 10.000, nu știu, habar n-am. Mai aștept păreri din partea voastră, dacă să luăm skin-ul de 2.500 sau să iau de 10.000. Momentan avem skin-ul de 2.500 pe shop, dar na, rămâne de văzut. Bun, hai să ne încărcăm și noi Star Power-ul cel nou, care ne dă o viață în plus, aparent, pentru că de ce nu? Și să ne băgăm la un solo show. Chiar dacă am intrat în match, hai să vedem ce reușim noi să facem, având în vedere că acum suntem nemuritori. O să încerc să mă bat cu ăsta și dacă am să mor, asta e. Bine, ideea e că tu îți pierzi toate power-urile astea în momentul în care ai murit. Și e cam nasol într-un fel chestia asta, dar măcar nu mori. Adică, uitați-vă și voi, mă bat cu ăsta, da, mă bat. N-am murit încă. Tot n-am murit.
Stai să văd dacă reușesc cumva. Ia să vedem. E cu power de la, cu băutură de aia de obi. Opa, stai liniștit, băiatul meu. Eu sper să reușesc să omor pe cineva. Nu, să mă omoare cineva mai de fapt. Ca să văd dacă reușesc să fac chestia asta. Am să încerc la final. Dacă reușesc să mă bat 1v1 cu cineva, să-l las să mă omoare și pe aia să-l omor eu pe el. Asta ar fi cea mai mare farsă, gen. Asta ar fi cea mai mare farsă. Ia. Hai să vedem care e pe aici prin zonă. E cineva? E cineva prin zonă? Salut, băiatu! Salut, băiatu! Ce faci? Stai jos! Ia să vedem. Stai să văd cu cât a rămas ăsta. Asta mă interesează pe mine. Oh, mai e una. Ok. N-am reușit să o las să mă omoare. Bă, trebuie să mai încerc o dată. Deci trebuie să încerc să-i las să mă omoare, ca să vă arăt cum. Ok, mai încercăm o dată, lângă unul. Și mă fac la el. Mă fac la el periculos. Hai, prietene, omoară-mă. Omoară-mă, am zis. Haide, omoară-mă. Așa, am murit. Și am revenit. Salut. Ce faci, băiatul meu? Deci am revenit la viață. Mai zi tu ceva de mine. Deci mai zi tu ceva de mine că eu am revenit la viață. Ce? Cine a mai auzit așa ceva în Brawl Stars? Un caracter care nu poate să moară. Bine, poți să mori o singură dată pe meci. După asta revii, după asta nu mai revii. Adică ai o singură dată șansa aceasta. Dar totuși mi se pare OP, adică crezi că l-ai omorât și dintr-o dată vezi că se sponează iarăși. E creepy rău de tot chestia asta, nu știu, mi se pare super creepy. Dar hai să vedem dacă reușim să-l facem pe băiatul ăsta aici. Salut, băiete, salut. Bun, ne punem așa și încercăm să... mi-a luat ăla. Băi, ați văzut, ăla a tras și mi-a luat ăla în loc să mă ia pe mine. Hai, yes. Mamă, cât de aproape am fost să mor la faza asta. Eram super, super aproape, dar ceva de genul ăsta funcționează caracterul. Hai să încercăm caracterul ăsta și pe un alt tip de meci, bănuiesc. Deși pe solo showdown cred că e cea mai mișto chestie, pentru că le dai mare troll. Dar uite, hai să încercăm, de exemplu, un hai. Asta de joc nu cred că va fi la fel de bun, pentru că tehnic vorbind, oricum te responezi. Dar, na, am zis să vă arăt și cum e pe un heist cu acest caracter și cu acest star power unde nu poți să mori. Ia să le dăm noi jos stația aia de damage, ca să nu mai facă ei damage la noi. Țac, țac, ouleu, ouleu. Bun, nu-i problemă, 93% 100%. Și am revenit la viață, am și uitat că eu am. Vedeți, mi-am dat o surpriză și mie, am dat o surpriză și lui ăla, pentru că am revenit la viață și am mai pot să le dau mare damage pe safe. Vezi, ăsta e avantajul. Dar păcat că l-ai o singură dată. De asta zic, din punctul ăsta de vedere, pe solo showdown ai avantaj mai mare, pentru că acolo dacă mori ai pierdut meciul. Aici te responezi. Da, na, o să încercăm să ne jucăm și cu Tick după asta, să putem să facem, cum zice, să facem star power-ul ăla nou, să vedem cum e. Și rămâne de văzut care o să fie treaba. Opa, stai acolo, prietene, aoleo. L-am așteptat pe ăla să-mi dea mie stația jos, băi, ați văzut? Ce șacal? Ați văzut ce șacal? Țac, țac, stai jos, dă și stația jos, nu mă nimerești tu pe mine, hai, stai liniștit, 56%. Stăm bine momentan. Ia uite, ăștia au venit amândoi aici. Vă vine să credeți așa ceva. Au venit amândoi aici. Și pe amândoi am rupt în bucăți. Dă-i damage, dă-i damage. Bine. Așa. Mamă, cât damage dau în ei, ești nebun. Din păcate am murit și ne-am cam luat wipe, să zic. Ia, pune baza de damage. 2. Rupei. Ai, perfect. Am și niște mine aici de protecție. 45%. Mă, frate, câștigăm meciul ăsta. Nu se poate să nu câștigăm. O să ne mai jucăm un solo showdown în episodul ăsta cu acest caracter, pentru că vreau să-l mai încerc o dată la solo showdown, să văd ce se întâmplă. Să vă arăt abilitatea mea de nemuritor, să zic așa. Ha, mă, frate, omorâți-i pe ăștia, nu se poate. 16, 3, 9, hai. 6, hai, dați-i în safe-ul ăla. 5%. Haideți, băieți. Bine, oricum o să câștigăm. Pentru că avem mult mai mult de meci dat. Acum ați disperați, ați văzut ce disperați eu o să ducă să câștige. Da, bă, îmi place.
O să ne mai jucăm cu meci pe Solo Showdown, tot cu această abilitate, tot în episodul de azi. Până atunci, hai să mai deschidem niște chesturi, pentru că v-am promis că o să mai deschidem niște big boxuri. Și să vedem ce ne pică. Ce ne pică în big boxuri, țac. Le deschidem așa una după alta, ia uite ce frumos le dăm. Bam. Încă un star power la băiatul? Poate? Poate nu. Poate da, poate nu. Băi, eu nici nu știu dacă mai am star power care să-mi pice, dacă mă credeți. Ia, stai să mai deschid încă unul. Și să vedem, imediat o să vă arăt. Deci să vă arăt cum stă situația contului. Deci cam așa stă situația contului, ok? Mai am vreun star power care trebuie să... Ok, de ce mai deschideam big box-uri? Nu mai am niciun star power care să pice. Am toate star power-urile de pe planetă? What? Ok, acum am realizat chestia asta. Nu știam. Dar aparent am toate star power-urile existente pe planetă. Ok, așteptăm star power-uri noi, bănuiesc. Star power automatic reload. Bun, hai să facem asta. Îi dăm pe un hai să mă joc cu el, pe un gem grab. Așa cum un gem grab. Hai să vedem ce reușim noi să facem în acest mecișor. Stai cu minte, nu te duc pe gemuri așa rapid. Ce faci acolo? Deci eu știu că acum pot să încarc mai repede cu acest star power. Și într-adevăr se cam simte, să știți. Se simte că poți încărca mult mai rapid. Bun, ia tu de aici așa bombița asta. Sac, pleacă de aici. Oho, vin băieții grei. Și-au pus și tureta. Ia luați voi de aici bombițe. Ia luați voi bombițe, hai. Da, deci poți să spamezi mult mai mult cu bombițele. Ceea ce vă dați seama că în urma ca asta e ideea și te ajută destul de mult. Însă, ia să vedem dacă reușesc eu să le iau. Oh, am vrut să le iau gemurile și mi-am pierdut eu gemurile. Ce părere aveți? Doamne, trebuie să ai grijă. Niciodată trebuie să nu te arunci așa cum am aruncat eu. Dar eu mă arunc așa că vreau să fac rost de gemuri rapid. E unul aici, că l-am văzut. V-am zis că e în boscheți. Trebuie să te uiți cu coada ochiului așa să vezi care-i treaba. Care-i situația. Bun. Hai să-mi păstrez ultimata totuși. Ia luați-mă voi de aici ultimata mea, hai. Hopa, salut. Uite pe asta, și-a dat ursul? Da, și-a dat ursul, dar ursul a fost topit. S-a topit ursul, băie și fete. S-a cam topit ursul, dacă știți ce zic. Bun, hai să vedem. O să-i dau tot așa multe bombițe. Bă, deci da, într-adevăr, poți să spamezi foarte, foarte tare cu acest star power, pentru că ți se încarcă foarte repede ăla de bombițe. Ceea ce... s-a văzut clar că m-a ajutat destul de mult. Și uite, am luat și star player-ul. Proceed. Fain, frumos. Uite, pe ăsta trebuie să-mi fac rank. Am rank 5. Se vede că nu m-am ajutat cu tick foarte mult. Dar e un caracter bun. Mai ales pe gem grab, cred că se descurcă destul de ok. Bun, eu cred că foarte mulți dintre voi încă vreți să vedeți care-i treaba cu 8-bit și cu acest star power. Hai să ne mai deschidem și boxurile astea dacă Tony le-a dat. Țac. Deschidem boxurile. Și nu uitați să apăsați și voi acolo butonașul de like. Da, hai să vedem. Deci eu o să mă duc așa fain frumos și ne batem. Țac, eu mă bat cu băiatul ăsta, mă bat și cu băiatul ăsta. Toată lumea se bate. Ia uite ce mare bătaie. Și am spawnat iarăși. Ce ai zis, mă, băiete? Ai zis că m-ai omorât, corect? Iată că nu m-ai omorât. Am revenit, am reînviat din morți și am venit să te bântui. Doamne, ce star power nebun. Deci cred că va schimba puțin mecanica jocului într-un mare fel. Star power-ul ăsta, nu știu de ce am, dar am așa o vagă impresie că chestia asta va schimba puțin Brawl Stars-ul. Nu știu, dar așa cred eu. Așa cred eu. Hai să luăm de aici repede. Hai. Hopa, Penelopa. Mama. Aici care pe care, știi? Care pe care? Așa e. Salut! Te-am prins la cotitură și acum... să vedem, mai sunt trei oameni. Ăsta. Zac. Acum ăsta a văzut că e ceva în direcția asta și probabil vrea să vină să-și ia, dar... știi ce? Eu sunt mai rapid decât tine, băiatul meu. Ia-te-l pe ăsta aici. Nici n-a avut timp să mai respire, mă, frate. Efectiv, l-am rupt în bucăți. Da, e tare. E tare. Mai pot să mai zic ceva decât atât. E tare. E tare star power-ul. Îmi place. Și e unic. E diferit față de orice alt star power din joc. Așa că... chiar merită. Chiar merită tot ce am dat pe el. Ia să vedem, avem aici și un chest. Bă, nimic special. Bun, hai să ne mai jucăm un match. Ne mai jucăm noi un match cu Daryl. Pentru că cu Daryl nu prea m-am mai jucat foarte, foarte mult recent. Și ne vom juca pe un... ce să facem noi? Ai un Brawl Ball. Aici e o problemă. Dar bine, eu sunt destul de rapid cu caracterul ăsta, dar...
E mică, mare problemă. Hopa, l-am luat, l-am luat, l-am luat. Acum, eu sunt curios. Dacă eu dau așa... Bine, ah, am înțeles. Trebuie să mă obișnuiesc cu puterea lui și ce face ea în momentul în care ai minge, dar doar șutezi, se pare că. Totuși sunt destul de rapid și aș putea să apăr, aș putea să fiu bun pe post de portar, dacă e. Ia să vedem, să vin băieții să dea golul, să dea gol al mare, dar eu n-am să-i las. Ce faceți băieții mei? Hopa! Țac! Ai văzut cum l-am curentat pe ăla? Bun, hai! Mamă, frate! Mamă, frate, pleacă de aici! O să fie un meci strâns ăsta, pun pariu cu voi. O să fie un meci super strâns. Dar, n-ai ce-i face. Uuu, le-am dat mare wipe! Le-am dat mare wipe la băieți! Ok, ok, ok. Bun. Hai, hai, cu mingea în poartă la ei. Nu! Bă, nene, uite contraatacul, uite contraatacul! Și vine cu mingea în contraatac. Repede, repede înapoi. Bă, ăsta e un meci foarte, foarte strâns, adică... E că l-ai șutat greșit, băiatul meu. Ah! Nu! Poarta e liberă! Trebuie să mă spuneți urgent. Haide, haide, haide. Poarta e liberă, minge e liberă. Toată lumea e liberă. Sac, l-am omorât pe ăsta mai întâi. Bun, hai să dau jos platforma asta de damage. Haide, haide, dă-i, dă-i, dă-i. Așa, nu! Nu! A, m-a tras la ea. Ce s-a întâmplat? M-a tras la ea și am omorât-o? Asta a fost foarte, foarte ciudat. Un singur gol trebuie să dăm, mă, frate, că dacă dăm golul ăsta, e meciul al nostru. Deci e meciul al nostru dacă dă cineva gol. Hai, frate, unul dintre noi să dea golul. Aoleu, este valabil și pentru ei această chestie, știi? Cam asta, e, cam asta ar fi problema. Cam asta ar fi problema. Hai cu mingea, yes! Golul a fost al meu! 14 secunde, 13, 12, nu cred că mai au timp să dea un gol de egalat. Dar... Da, mi-a plăcut meciul ăsta, a fost Caterinca și le-am dat wipe iarăși. Super meci, mă, frate, s-a fost un meci super ca lumea. Eu să-mi vârt, ăsta face, face șmecherii cu mingea, cum se face la fotbal. Dar, da, oameni buni, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Mi s-a părut interesant Star Power, am zis, bă, merită să facem un episod să vă arăt și vouă, pentru că n-am mai văzut până acum un astfel de Star Power. Dar, da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!